În decursul anului 2022, Tribunalul Gorj a avut de soluționat un număr de 12.049 de cauze, din care peste 8.000 au fost nou intrate pe parcursul anului. Din acest total s-a reușit soluționarea unui număr de 9.012 cauze. Acest lucru se datorează deficitului de judecători cu care se confruntă instituția. Pe scurt, indicatorii. Deci noi am avut anul trecut de soluționat 12.000 de cauze, mai exact 12.049, din care 8.000... peste 8.000 au fost nou intrate, restul era stoc de anul trecut. Și din acestea am soluționat 9.012 cauze. Din cele 53 de posturi de judecător, astăzi doar 43 sunt ocupate. O situație similară este și cea a asistenților judiciari. Laura Sarcină, președintele Tribunalului Gorj, declară că mandatul unui asistent judiciar se întinde pe o perioadă de 5 ani, însă niciodată nu a fost cazul de prelungire. Mandatele celor 10 persoane care ocupă astăzi acest post vor expira în luna iunie acestui an, iar tribunalul nu are garanția că respectivii vor opta pentru o reînnoire a contractului. La judecători, v-am spus, din 53 au rămas 44, între timp s-a mai pensionat o colegă și mai sunt încă două cereri pe rol, cu certitudine se vor pensiona și aceștia. Aș vrea să vă vorbesc un pic despre asistenții judiciari care lucrează în cadrul secției conflicte de muncă și asigurări sociale. Inițial am avut o schemă de 15, acolo se vede că sunt 10 din 10. Problema e că de fiecare dumnealor au un mandat de 5 ani, care se reînnoiește la 5 ani. Problema e că de fiecare dată când le-a expirat mandatul, cei care au fost în situația aceea au plecat, nu li s-au mai reînnoit. Anul acesta tuturor le expiră în iulie și chiar nu avem nicio certitudine cât vor mai rămâne din cei 10. Aceștia sunt importanți pentru că intră în completuri cu judecătorii și sunt din partea patronatelor și sindicatelor. Sunt perechi și ajută la soluționarea cauzelor. În ceea ce privește numărul de cauze înregistrate la nivelul județului Gorj, discutăm de 55.401 cauze. Dintre acestea, 12.049 au fost înregistrate la Tribunalul Gorj, 25.347 de cauze de către Judecătoria Târgu Jiu, 7.896 de cauze de către Judecătoria Târgu Cărbunești, 6.064 de cauze de către Judecătoria Motru și 4.045 de cauze de către Judecătoria Novaci. Tot județul, anul trecut, s-au soluționat, au fost pe rol înregistrate 55.401 cauze, din care Tribunalul Gorj a soluționat 12.049, Judecătoria Târgu Jiu 25.347 de cauze, Cărbuneștiul 7.896, Motru 6.064, Judecătoria Novaci 4.045. Și din acestea soluționate, la fel, Tribunalul Gorj a soluționat 9.012, Târgu Jiu 18.568, Judecătoria Cărbunești 4.144, Motru 4.384, Novaci 2.786. Revenind la deficitul de judecători de la nivelul județului Gorj, o problemă veche, dar care persistă, cifrele sunt în continuare mari. Acest lucru le dă bătăi de cap actualilor judecători care au un volum din ce în ce mai mare de muncă. Raportat la volumul adiționat a fost încărcătura de 402 cauze pe fiecare judecător. Anul trecut... Suntem sub media națională, deci media națională este de 883 de cauze, la noi de 470, dar nu este un factor care ne poate fi imputat. Acestea au fost dosarele care au intrat la noi, așa au înțeles justițiabil să sezeze instanța. În schimb, celelalte judecătorii, toate sunt peste media națională. Adică media națională este 1159 de dosare, Târgu Jiu a avut 1200 de dosare, Cărbunești 1600, Motru 1200 de dosare, Novaci 1264. Eu i-am invitat și pe domnii președinți de judecătorii ieri și i-au spus punctul de vedere. Deci au mărturisit că unii dintre ei au avut anul trecut 5-6 weekenduri libere pentru că au trebuit să vină inclusiv în weekendul la serviciu ca să poată gestiona acest volum de activitate. Au fost frecvent ședințe cu peste 160 de dosare, 200 de dosare pe fiecare termen. Din această cauză au fost nevoiți să dea termene foarte lungi. Deci la judecătoria Cărbunești s-a ajuns să dea termene pentru 2024 pentru că nu pot gestiona situația. Deci din 10 judecători au rămas 2. Ne gândeam cu groază să nu intrăm în colaps, adică să li se întâmple și lor ceva de sănătate, să aibă probleme, atunci ar trebui probabil să venim noi să își judecăm acolo. Nu se anunță o situație prea grozavă, deci v-am zis, din 53 de judecători au rămas 45,4 e o medie. Suntem 43 acum. Și nu prea avem nici posibilități să mai luăm, pentru că la judecătorii sunt tineri, nu au vechimea necesară și nici nu cred că o să-i mai lase să plece, pentru că nu au oameni. Deci chiar dacă ar avea așa vechime,
Mi-e greu de crezut că i-ar mai lăsa să vină aici.